Un alt obiectiv al evaluării este analiza a ceea ce se întâmplă cu pacientul din punct de vedere nutrițional, ce mănâncă el atunci când rezervorul gastric este foarte mic și ai acces la o cantitate mică de alimente, care este varietatea ideală pe care ar trebui să o prezinte meniul în fiecare zi. Și aici are nevoie pacientul de suportul nutriționiștilor care îi vor face cele mai bune recomandări în situația dată a acelui pacient. Pe de altă parte, excesul alimentar, tendința de alimentație compulsivă, poate denatura morfologic, adică modifica intervenția chirurgicală, poate dilata stomacul, îl face să aibă o capacitate mai mare, poate induce reflux gastroesofagian.